Hey, you. I saw you from the distance. Hey, you. Neața. Neața. După cum observați, nu port șapcă. Mi s-a părut că stă bine freza și a zis să nu mai iau. Ne-am trezit mai de dimineață. Vrem să facem o excursie în jurul insulelor cu un vaporaș. Cu oprire. Sper să fie mișto. Trei plaje bune, de păzat, de făcut baie, jucării. Aștept să zici tu ceva. Suntem pregătiți. De-abia aștept. Ah, ne arde soarele. Dar e bine. Eu tot alb am rămas. Sper să ne bronzăm mai mult astăzi, că în rest am făcut doar 2 ore de plajă. Unii dintre noi. E bună plaja 2 ore, dar vreau să mă întorc negru. Am ajuns pe prima insulă, ne-am plimbat deja până pe cealaltă parte. Acum ne mai plimbăm în port și la masă. Avem un lunch la prânz pe barcă, pește la grătar și un vinuleț. Sper să fie bun. Continuăm plimbarea, nu cred că prinde foarte multă plajă astăzi, cu toate că eu m-am super pregătit de plajă. Am venit îmbrăcat direct în short și șlapi. Poate mâine plajă sau peste câteva zile. Momentan, plimbare pe insulă. Ora 11, coafura rezistă, e și rupt în spate, la plimbare, mai avem. Ăștia puteam fi noi. Data viitoare. We'll be right back.
gata și ziua de astăzi. Ne-am plimbat și cu bărcuța în jurul insulelor și pe insule. Am fost iar la cină. Sau din nou la cină în centru vechi. Acum ne retragem spre casă. Suntem un pic obosiți, dar mâine dimineață din nou. Neața. Neața. Iar pe drum spre plajă. Încă o zi de concediu. A, nu știu câta zi de concediu, cât mai. Azi avem programa să vizităm Dubrovnicu, orașul vechi. Să mergem pe ziduri și cu telecabina o plimbare până sus. Sper să fie la fel ca restul zilelor, foarte mișto și foarte relaxant. Sesiunea lui Ruxi de poze se pregătește de sesiune de poze. Cabina până sus. Să vedem Dubrovnicu. Chiar e mișto, recomand. Arată super bine. De fapt, cam toată țara arată. Am terminat de
vizitat zidurile sau mai mult de plimbat pe ziduri. A durat cam 2 ore. Suntem destul de obosiți. Cred că urmează o bere rece, numai eu cel puțin nu mai pot de picioare, nu știu cum e rupsi. Sunt ok că am fost în papuci. E bine, urmează un vin rece. Bere și vin. Ne vedem mai încolo. Suntem pe drum spre casă. Am mai fost încă o seară foarte bună. Așa te las. Încă o seară excelentă cu părinții lui Roxy. Ne-am plimbat prin centru pe acolo, prin orașul vechi. Roxy se prostește. A băut limonada de aia și nu mai știe pe unde merge. E ok. E perfect în vacanță. Seară bună. Bună dimineața! Prima excursie pe locrum. Am ajuns pe tron. Roxy, adu-mi și mie cafeaua. De piatră, moale. Roxy, e bine la plajă? Perfect. Am găsit un loc de apă și după asta mergem să facem baie în Marea Adriatică. Să fac mai multe filmulețe cu sărituri în apă. De la prima săritură, un pic mai devreme, m-am lovit la picior, l-am bandajat, l-am băgat în șosete, în Adidas și acum mă chinuie plimbarea. Că de sărit și de făcut baie nu cred că mai prind excursia asta. Asta a fost. Thank you.
urmat excursia pe loc rom. A fost super mișto. Era plin de buraci, de păuni, de plaje, cu pietre neapenajate, dar mișto. Ce-am mai văzut? Peștișor. Ne-am și plimbat până pe fort, destul de mult pe jos. Acum suntem destul de obosit și mergem să mâncăm ceva bun. Sper că un hamburger. Ne-am mâncat toată excursia un hamburger. Preferatul meu. Tu rog să-i citești ai doi. Cred că astăzi de un hamburger și eu că mi-e cam foame. Mâncăm împreună câte un hamburger. De concediu încheiat perfect. Plimbare bună, distracție, iepurași, păuni, hamburgeri, sărituri în apă, beton.